Prima etapă a Ligii Florilor a adus față în față echipele CSM Slatina și CS Dacia Mioveni. Jucătoarele și-au intrat mai greu în ritmul competițional. Prima repriză a fost echilibrată, tabela arătând la pauză scorul de 11-11. În a doua parte a jocului, handbalistele de la CSM Slatina au suferit până aproape de final, când, datorită publicului, au reușit să întoarcă scorul în favoarea lor. A fost un meci cu două echipe care în valoare apropiate, unde am dominat 58 de minute, dar ați văzut o neglijență de final, până am pierdut jocul. Vinovat e antrenorul, felicit fetele pentru dăruirea de 58 de minute, mai puțin ultimele două minute. Per total, felicit echipa gazdă care a câștigat jocul. Campionatul este lung. Din păcate, noi am avut 3 goluri diferență și 2 jucătoare în plus pe teren, dar n-am reușit să fructificăm acest avantaj, iar acest lucru s-a văzut pe final de joc. Din păcate, plecăm cu înfrângere de la Slatina, dar sunt ferm convinsă că acest meci este o lecție foarte bună pentru noi. Nu sunt mulțumită de absolut nimic, din păcate. Au intrat cu un trac teribil și nu înțeleg de ce. Este cel mai prost joc al nostru de când am început pregătirea din vară. Nu a semănat nici cu meciul de cupă de la Baia Mare, unde am rulat tot lotul și nu am urmărit decât să le dau minute de joc. Important este că ne-am luat cele 3 puncte. În handbal așa există o vorbă. Dacă reușești să câștigi și când joci prost, atunci înseamnă că există resurse. Cea mai bună jucătoare a slătinencelor a fost Luciana Popescu, cea care a marcat golul victoriei în ultimele 3 secunde. A fost un meci greu, cred că și noi ni l-am făcut greu, însă cred că și emoțiile și-au spus cuvântul, pentru că este primul meci după atâta timp cu spectatori și cred că și gălăgia din sală și-a spus cuvântul și tot ce s-a întâmplat, toate greșelile acumulate și tot ce s-a întâmplat, cred că din cauza asta nu am fost chiar așa cum a trebuit să fim. Pe final ați avut o revenire spectaculoasă, ce a fost de plicul? Nu știu, probabil ne-am concentrat mai mult și cred că și pregătirea fizică ne-a ajutat să fim puțin mai concentrate și am reușit să facem faze împreună, pentru că asta e cel mai important. Dacă nu lucrăm împreună, n-avem cum să reușim să luăm puncte. Pentru CSM Slatina urmează o deplasare dificilă la Zalău și un meci acasă cu Baia Mare, echipă care ne-a eliminat din Cupa României.